de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Până dimineața, cafeaua de dimineață, Mesagerul de Neamț, știri din Neamț. Astăzi continuăm să vă prezentăm candidați, partide, alianțe, programul lor, ceea ce doresc să vă propună pentru următorii 4 ani, cel puțin, în județul Neamț și în localitățile acestuia. Astăzi, pentru prima dată în această campanie, avem o echipă a USR Plus care vine și ne prezintă oferta lor pentru ce înseamnă Consiliul Județean Neamț și nu putea să lipsească aici cel care candidează pentru președinția acestui for județean, domnul Florin Zaharia. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație! Alături de domnia sa, doamna Cristina Năsoi, inginer de telecomunicații, candidat pentru Consiliul Județean Neamț. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! Mulțumim! Mă bucur că sunteți aici pentru că, în ciuda faptului că deja ați trecut prin câteva bătălii electorale ca partid, sunteți considerați un partid nou, tânăr și, ca să spunem așa, în curs de consolidare, mai ales după această, cum să-i spunem, fuziune, nu? Sau fuziune, care a avut loc săptămâna, la finalul săptămânii trecute. Domnul Florin Zaharia, președinte pentru Consiliu, candidat la președinția, știți cum e, a zăzut. Sau premoniții, să fie de bun augur. Candidatul SR Plus pentru președinția Consiliului Județean. Ce v-a apucat, scuzați-mă, că vă întreb, știți ce v-ați apucat să candidați? Spuneți-mi și mie. Deci, au fost niște alegeri interne la USR. Așa. La care am depus candidatura internă 4 colegi. Iar votul majorității celor care au participat la acea conferință județeană m-au desemnat pe mine să-i reprezint în această competiție electorală. Și mă simt onorat și sunt convins că nu o să dezamăgesc nici colegii, nici electoratul care să ne acorde încredere și o să ajungem în Consiliul Județean, în conducerea acestei instituții. Domnul Florin, de ce am spus eu așa? Pentru că, în general, funcția asta de președinte de Consiliul Județean a fost așa, văzută ca unui om care stă undeva și decide tot. Adică, decide drumul pe care trebuie să pună asfalt, decide cine trebuie să conducă spitalul, decide. E ca un om așa care devine un mic, să-i spun eu, nu, baron nu sună bine, devine așa un mic dictator local. Aveți aceleași gânduri? Doamne ferește, noi mergem ca o echipă să lucrăm, cum am lucrat și până acum în echipă, împreună și cu ceilalți care sunt deja în Consiliul Județean, angajați acolo, să ajutăm la dezvoltarea județului. Nu discreționar, în funcție de apartenența politică a unui primar sau altuia, să ajungem la nevoile cetățenilor de rând din toate localitățile județului. Iar vorbind de dezvoltare, nu ne vom limita doar la turnat asfalt. Bun. Haideți, faceți-vă o prezentare. Eu sunt curios să vă aud cum vă prezentați, pentru că nu mi-aduc aminte ca un comandant de navă să candidez undeva în zona asta într-o funcție atât de importantă. Da? Mă gândesc că au mai fost comandanți de navă care au ajuns și președinții României, deci haideți să vedem. Deci sunt petrean, născut și crescut în acest frumos oraș. Îmi iubesc orașul și județul. Am ales să-mi întemeiez aici o familie, să-mi cresc fiica, chiar dacă prin natura meseriei am fost plecat
în ultimii 21 de ani pe toate mările și oceanele lumii, peste 50 de țări, toate continentele locuite, am ales de fiecare dată să mă întorc acasă. Pentru mine, județul Neamț și Piatra Neamț reprezintă acasă și vreau să, ca alături de colegii mei, să pun umărul la reclădirea și reconstrucția acestui minunat județ și repunerea lui pe harta turistică a lumii, să ajutăm pe cei plecați în străinătate să revină, să-și găsească un loc de muncă bine plătit, să nu mai fim județele codașe în ceea ce privește venitul salariaților, să avem o infrastructură care să ne permită o dezvoltare, să avem servicii medicale și o școală de calitate. Toate acestea m-au determinat pe mine să las deoparte cariera mea din ultimii 20, 21 de ani, de când am început să colind oceanele lumii. În ultimii 6 ani, având funcție de comandant de navă, lucrez cu o companie britanică și m-am hotărât că e timpul să mă implic activ în viața civică și politică a orașului Piatra Neamț și a județului Neamț. Doamna Cristina, spuneți două cuvinte. De ce dumneavoastră credeți că este cel mai bun candidat domnul Florin Zaharia? Este o persoană, în primul rând, care lucrează foarte bine în echipă. Deci noi avem la USR, la Piatra Neamț și la județ, o echipă extraordinară. Eu n-am întâlnit oameni de calitate, așa de bună calitate, cum am întâlnit acum în USR. Oameni care au principii, oameni care vor să, care se implică, oameni altruiști. Nu se vorbește niciodată că un politician trebuie să fie altruist. De ce? Pentru că trebuie să se gândească la ceilalți, în primul și în primul rând. Fac și eu o meserie, dar o fac pentru ceilalți. Pentru că vreau să fac parte dintr-o comunitate care să o ducă din ce în ce mai bine. De ce nu ne dorim noi oare, vorbesc aici în privința politicienilor, ca ceilalți să o ducă mai bine, ca ceilalți să fie fericiți. Poate nu chiar fericiți, dar să fie mai relaxați, să trăiască mai decent. De ce? Și de asta, pentru că oamenii de aici, și Florin în special, este un om care știe să lucreze în echipă, foarte bine intenționat, care e foarte dedicat. Deci el, noi împreună am făcut atâta muncă voluntară, când probabil nici nu-și imaginează colegii noștri de la alte partide. Deci da. Foarte multă, și el în primul rând, a făcut cea mai multă muncă voluntară. Bun, și acum vine întrebarea logică și firească după ce a spus lucrurile acestea. De ce, domnul Florin, ați ales USR Plus? De ce, doamna Cristina, ați ales acest partid? Pentru că această alianță, USR Plus, în curând un singur partid, este singura forță politică care își dorește cu adevărat schimbarea în bine a societății. Celelalte partide au demonstrat, partidele mari, care se spun că au fost la putere în ultimii 30 de ani, și au demonstrat limitele și imposibilitatea de a se reforma și a veni în sprijinul și în preîntâmpinarea nevoilor cetățenilor. Deci urmărim în ultimul timp tot felul de transferuri de la un partid de stânga la un partid de dreapta. Oamenii s-au săturat de așa ceva. Nu mai vor să vadă. Au nevoie, politicul actual are nevoie de un suflu tânăr, de oameni care nu au mai fost implicați și care chiar își doresc ca singura politică pe care o fac este să fie politica în slujba cetățeanului, nu în slujba unor cercuri de interese sau a unor camarile de partid. De asta am ales USR, pentru că aici sunt sigur, cunoscându-mi foarte bine colegii, cu cei care am pornit la drum de ceva vreme, că asta este singurul ideal al nostru în politică. Să
să ajutăm cetățenii să ducă o viață mai bună. Doamna Năsăi? Deci, eu, cum am început eu să, cum am gândit de fapt să intru în USR? Era pe vremea lui Dragnea și eu sunt foarte pasionată de problemele politice în general. Ascultam absolut tot ce era. Eram foarte supărată, nu știam, simțeam că trebuie să fac ceva și nu știam ce, era frustrant. Și aud într-o zi un comentariu pe un post de radio cum că singura salvare a României este un partid nou format de la firul ierbii care să înceapă să schimbe mentalitățile în politică. Și am zis că, domnule, singurul partid care încearcă să se lupte în Parlament cu toată clasa politică veche este USR-ul. M-am dus, m-am înscris și după aia am cunoscut oamenii de care v-am spus și acum mi-e foarte, foarte greu să renunț. Chiar dacă aș vrea, că uneori pot să vă spun că aud, se întâmplă atâtea lucruri urâte în politică încât îți vine să renunț. Dar pentru că ai niște oameni lângă tine și un crez că vrei să duci la bun sfârșit ce ți-ai propus, nu vom renunța. Bun. Reprezentați USR Plus la nivel de județ. Cred că ar fi important ca în momentul acesta să ne spuneți s-au încheiat depunerile de mandate. Așa, cum stați? Pentru un partid tânăr și fără prea multe resurse, o alianță USR Plus la nivel de județ, spun că stăm destul de bine. Am depus candidaturi în 60 de UAT-uri din județul Neamț, 70% din localități, toate ambele municipii, toate orașele. Avem 50 de candidați la primărie în județ, plus Consiliul Județean, și avem așteptări destul raportate la feedback-ul care îl primim de la cetățeni. Care este feedback-ul ăsta? Chiar foarte curios. Este un semnal pozitiv pe care îl primim din partea cetățenilor și care ne încurajează să muncim și mai mult. Am văzut că aveți corturile acestea puse prin diferite zone. Ce spune lumea? E atât de interesant, domnule, noi vrem să facem asta, apropo. Ce vreți să faceți, da? Și omul vine și spune, da, bă, știți, dar ăștia cu poli... Care e reacția? Reacțiile sunt împărțite. Unii nici nu vor să stea de vorbă cu noi, iar la polul opus sunt oameni care vin la noi și spun, da, domnule, avem încredere în voi, vă rugăm frumos, schimbați lucrurile. Încercați să promovați cât mai mulți tineri, cât mai mulți oameni care n-au mai făcut politică ca să se schimbe ceva în țara asta, că nu se mai poate așa. Tinerii așteaptă, m-am întâlnit cu o domnișoară care era studentă la Cluj și zicea că de fiecare dată când vine înapoi în oraș este tristă că orașul ăsta arată din ce în ce mai rău și pare încremenit în timp. Și din cauza asta, oamenii au nevoie de speranță, de fapt. Noi suntem speranța care le dă încredere că, domnule, au și tineri un viitor în țara asta. Da. Și nu numai tinerii. Avem semnale și din partea seniorilor. Avem deja domn și doamne pensionari care au venit și s-au înscris în partid și care sunt hotărâți să ne ajute și să vină alături de dumneavoastră. Da. Bun, haideți să încercăm să discutăm câteva teme cu care dumneavoastră mergeți în campanie. Nici nu știu că sunt atât de multe lucruri de discutat încât vă las pe dumneavoastră să alegeți tema. Haideți să vedem care este tema pe care vreți să o discutăm prima. Eu aș începe cu ce m-a determinat în primul rând să intru în politică, în afară de a schimba... Ce m-a enervat. Să știți că de atâtea ori m-am enervat și eu și dacă n-aș fi făcut meseria asta pe care o fac, sincer, făceam pasul și eu. Haideți să vedem ce v-a enervat pe dumneavoastră. Să vedem dacă mă enervează și pe mine. Locuința mea se află la aproximativ
aproximativ 300 de metri de groapa, depozit ecologic de deșeuri al... Groapa de gunoi. Groapa de gunoi a municipiului Piatra Neamț. Deși în lege este stipulat că pe o rază de 500 de metri nu ar trebui să existe nicio locuință. Dar totuși sunt oameni acolo care trăiesc și trăiesc un calvar. Aș invita pe oricine dorește să vină să-și petreacă acolo un weekend și să miroase același aer pe care respirăm noi. Să inspire același aer. Și am încercat să ne organizăm, noi locuitori de acolo, să mergem la diferite autorități. Am făcut sesizări la Garda de Mediu, am către primărie. Tot ce se poate face din punct de vedere al cetățeanului de rând. Peste tot ni s-au închis ușile în nas, ni s-au dat răspunsuri în doi peri și ne-am dat seama că de unul singur sau un grup de oameni simpli cetățeni nu putem face mare lucru. Și m-am hotărât să mă implic politic pentru a schimba chestia asta. Pentru că nu doar la Piatra Neamț există un depozit de deșeuri neconform sau care nu respectă... Teoretic, măcar ăsta este autorizat și conform. Teoretic. La nivelul practic, e cum spuneți dumneavoastră și confirm, pentru că cine stă în Mărăței și în zona respectivă are din când în când bucuria să simtă același odorizant natural care vine din spectrul de gunoi. Pe lângă mirosuri mai există și acea imensă cantitate de așa zis compost care este împrăștiat pe un câmp acolo unde se află deșeuri medicale care considerăm că suntem periculoase. Oricine poate un copil pe acolo și să ia o seringă de aia folosită în mână și se poate îmbolnăvi. Răspunsul de la Garda de Mediu a fost că este compost care va fi distribuit prin parcuri și prin alte locații. Da, compost. Deci, compostul, poate vor să facă compot, să-l pună la vânzare. Da. Că până la... Bun, e adevărat, asta te poate enerva. Eu aș propune o chestie foarte interesantă în campania asta, să facă campanie electorală două zile în zonă, respectivă fiecare partid. Da. Poate invitați la un grătar. La o dezbatere electorală pe mormanul de... Da, la un grătar, la un... priță acolo, da. Așa, să vedem dacă le pică bine la toți ăia. Chiar începeți cu Garda de Mediu, cu ceilalți de la Mediu, că am uitat cum se cheamă, ei n-au atribuții, dar ei dau autorizații, așa, Agenția pentru Mediu, chemați consilierii județeni la un fel de party, cum să-l numim, odorizant panty, sau da. Cum? Odor. Odor panty. Odor panty. Da, da, ar fi interesant, vă dați seama că până la urmă ar fi un lucru de la care să pornești concret. Ce soluții aveți pentru mediu? Pornind de la această groapă de gunoi, ce soluții aveți pentru mediu? Vedeți? V-am adus la proiect. Soluția este ca operatorul care colectează deșeul pe raza municipiului, împreună cu beneficiarul, primăria, să respecte exact ce este trecut în autorizația de mediu. Adică deșeul trebuie să fie în groapa, în depozit și nu pe câmp. Da. Compostul trebuie ținut pe platformă betonată și doar o anumită perioadă de timp. Nu lăsat acolo să împrăștie miros în tot orașul. Deci nu... Soluția este scrisă în autorizație, doar trebuie respectată ce e scris negru pe alb. Nu? Eu zâmbesc, domnul Zaharia și doamna Năsoi, pentru că mi-aduc aminte cum s-au dat autorizațiile pentru mediu. Și avem în roman un depozit de gunoi neconform, care trebuia să dispară de mult și acolo sunt... Nu 5 tone de gunoi, nu 10 tone de gunoi, ci o sumă, o cantitate atât de mare încât o să vă speriați. Beneficiarul acelui depozit era o societate din Roman, care avea legături la vremea aceea cu cel care dădea autorizația, directorul Agenției de Mediu din Neamț. Erau în famei, ca să spunem așa.
și s-au dat. Nici până în astăzi, deși sunt procese, sunt somații, gunoiul ăla n-a fost luat de acolo. Ba, mai mult decât atât, la vremea respectivă, autoritatea publică locală a zis, nu domne, noi hotărâm ce facem gunoiul ăsta. Și au dat o hotărâre de Consiliul Local unde să pună ei gunoiul, deși regulile sunt foarte clare. Așa că... La Roman, Consiliul Local dă hotărâri care întorc și hotărâri ale în alte curs de casație și justiție, nu doar... Care salea? Că eu nu mai știu. Cu domnul candidatul Micu. Da, înțeles. Da, vedeți, discuțiile de genul ăsta scot la iveală tot felul de lucruri. Pentru asta, cred că lucrurile s-ar putea rezolva mult mai simplu și toate discuțiile n-ar mai avea loc, sau măcar ar avea loc în cunoștință de cauză, dacă am putea vorbi, de exemplu, despre transparență. Exact. Doamna Năsă. Exact. Haideți cum e cu transparența asta, că dumneavoastră sunteți specialist în telecomunicații. Sunteți un om, cum să spun eu, apropiat aici, de... Aici e mai mult o problemă de atitudine, de fapt, față de cetățean. Deci transparența, de fapt, e... relația între autoritate, între administrație publică și cetățean. Dacă eu ca și administrator al unei instituții am respect față de cetățeanul care îmi dă mie salariu, atunci sunt obligat să fiu sincer cu el, să-i spun tot ce fac, pentru că el îmi plătește salariu. Este, de fapt, cetățeanul este angajatorul meu. Și atunci... Dar chestiile astea nu sunt la noi foarte aplicate, în sensul că sunt, toată lumea vrea transparență. Declarativ, toată lumea vrea transparență. Dar eu aș vrea să văd, spre exemplu, pe orice site al unei primării, al Consiliului Județean, eu aș vrea să văd toate contractele care sunt semnate, toate... licitațiile, anunțurile de atribuire, cui i s-a atribuit fiecare licitație, ce cumpărări directe are fiecare primărie sau Consiliu Județean. Vreau să văd salariile fiecărui salariat de acolo. Vreau să știu chestiile astea, pentru că eu, ca și contribuabil, eu îi plătesc. Toate cheltuielile alea eu le plătesc. Și atunci am drepturi. Eu aș vrea să văd procesele verbale de recepție la diverse lucrări, cine le semnează și să vedem că își asumă o răspundere publică. Corect. Uite, la asta nu m-am gândit. Apară guri de canal apărute ca și reparate și aduse la nivel în acte și recepționate de cineva. Ai văzut acolo, bă, s-a făcut strada Humăriei din piața, strada celebră. Da. Ia hai să mergem să vedem cum s-a făcut strada aia. Păi, că s-a făcut. Uite, fii atent că nu e asfalt. Și acolo s-a semnat că este. Ia-ți de cine a semnat. Da. Adică, cam așa. Da. Da, vă rog. Eu am văzut, spre exemplu, primăria în România care pune pe site toate delegațiile dintr-o lună ale primarului. Deci, vă dați seama. Eu aș vrea să văd și eu la chestia, la Consiliul Județean, aș vrea să văd și eu. Știți ce... Știți de ce nu se pun în zona noastră astea? Că s-ar putea ca lumea să citească așa, primar delegat. Da. Știți? Să nu citească că e în delegație. Să citească primar delegat. Și atunci ar putea să zică, băi, nu-i corect. Cum adică să le dăm ideile la ăștia? Da. Deci, dacă toată lumea clamează că dorește transparență, și suntem de acord, când ajungem în Consiliul Județean, în consiliile locale, și suntem toți de acord cu chestia asta, e foarte simplu, nu necesită bani mulți, nu mai trebuie un pic modificate și încărcate informațiile pe site. Poate pus un buton în plus, știu eu, deci e o chestie simplă din punct de vedere al informatizării, al site-ului. Eu chiar l-am zis o provocare. Dom'le, dacă toți vrem transparență. Vreau să văd informațiile astea după o lună, după ce se termină, vreau să le văd pe toate site-urile sau măcar pe
orașele mari și în Consiliul Județean. Doamna Cristina, dar este lege. În momentul acesta n-ar trebui decât aplicată legea. Corect. Deci nu ar trebui să facă nimeni nimic decât să respecte legea. Știți cum fac? Caută tot felul de tertipuri ca să ascundă informația. Da. Ea există pe undeva, da, pus exact, acolo. Exact. Deci exact. Dacă intri pe niște site-uri, zici, doamne, da, dar noi am postat unde? Și te duce la a șaptea intrare. Deci intri și de acolo spui, da, dar trebuia să intrați și pe cariere, te duci pe cariere. Nu, trebuia să intrați și acolo la concursuri cu organizare directă, fără anunț de nu știu ce. Băi, tată, stați un pic, dar cât de greu poate să fie să da, fie la vedere? Da, transparența înseamnă că informația trebuie să fie și ușor accesibilă. Deci nu înseamnă numai că trebuie să fie acolo. Trebuie să o găsească orice om dorește. Poate eu nu sunt specialist în, știu eu, în căutat, da? Eu trebuie ca și cetățean să pot să o accesez ușor. Asta înseamnă transparență și asta înseamnă transparență. Transparență mai înseamnă, vorba dumneavoastră, să știm când nu este primarul, când nu este președintele și unde s-a dus. Exact, exact. În afară de concediu, că în concediu nu mă interesează unde și vreau să, eu ca și cetățean vreau să știu în timp real ce proiecte sunt și în ce fel mi-afectează acele proiecte viața. Pentru că s-ar putea să mi-afecteze, știu eu, să ia apa pentru că e un proiect pe apă, s-ar putea să fie un drum care nu este funcțional pentru că se lucrează la el. Aș vrea să știu. Aș vrea ca pe site-ul primăriei să apară toate sau a Consiliului Județean să apară toate lucrările astea în timp real. Dom'le, uite, lucrăm la cutărică, cutărică, cutărică. Da, corect, așa este. În momentul acesta facem asta. Am uitat și eu până acum să... Dar în completare la subiectul transparenței, încă sunt foarte multe primării din județul Neamț care nu își înregistrează ședințele de consiliu local și nu le pune la dispoziție pe un site-ul primăriei sau pe grupuri pentru aducere la cunoștință a cetățenilor despre ce s-a discutat în ședințe. Vreți să vă spun o glumă a zilei? Sunt foarte multe consilii locale, primării, că acolo e treaba secretarului, care nu trimit hotărârile de consiliul local către prefectură pentru controlul de legalitate. Și acele primării, teoretic, nu pot fi sancționate, nici măcar secretarii respectivi nu sunt sancționați, pentru că mi s-a spus, domnule, nu, că asta știți că este o chestiune care ține de ce ține? Ține de bun simț sau de legalitate. Deci, se termină ședința, secretarul ia toate aia, se semnează hârtiile, în mod normal ele ar trebui să ajungă la prefectură pentru controlul de legalitate. Vă spun eu, sunt foarte multe primării care nu fac nici măcar acest lucru. Despre ce vorbim aici? Știți care sunt acei primari care nu fac asta? Cei care au protecție de partid. La ei nu există. Dar dacă ai călcat strâmb... Și mici de la baronul mare și mici baronași. Da. Dacă ai călcat strâmb față de partid, te trezești cu prefectul la ședință și vine și spune că totul este prost până atunci. Dar până atunci de ce n-a fost prost? Pentru că era la partid să trăiți. Da. Transparența de... Scuze. Vă rog. Simțiți-vă ca acasă. Transparența, de fapt, arată cât sunt oamenii politici în stare să pună binele comunității înaintea binelui partidului sau al lor personal. Când ești transparent, înseamnă că ești o carte deschisă și că tu vrei să arăți comunității absolut tot ce faci. Da. Multe mesaje pentru dumneavoastră, pe lângă felicitări și să mergeți înainte. Uitați, cu ce piedici se întâlnește un partid tânăr ca USR și prin extensie Alianța USR Plus într-o campanie preelectorală precum cea actuală? Foarte interesantă întrebare. Extrem de interesantă. Cred că vorbim până mâine despre asta.
În primul rând că nu avem resursele, nici umane, nici financiare, și noi muncim, v-am și spus. Facem muncă voluntară și încercăm să respectăm absolut, pentru că trebuie să respectăm toate regulile birocratice, că la noi, ca să faci, spre exemplu, un dosar. Dosarele alea sunt o grămadă de hârtii acolo care sunt inutile. Dosarul de candidatură, la asta mă refeream. Muncești foarte mult și te poate întoarce pentru că ai uitat o liniuță între cele două prenume, pentru că ai uitat, ai scris un î în loc de ă și tot felul deci de chestii. Am avut cazuri în Județul Neamț în care ne-au fost întoarse dosarele de 5 ori de la birou. Da. Doar pentru că pe lângă cei care erau în birou și trebuia să facă, era și primarul care... Dar ce căuta primarul acolo? Stat în stat, în anumite localități. Și care... Uitați, doar el decidea cine are dreptul. Vă ajută un candidat care și el. Da. Și că șicane, amenințări, concurență neloială cu cei aflați pe funcții în instituție statului, da, care folosesc logistica instituțiilor în campania electorală pe bani publici, aroganță din partea partidelor mari. Da. Păi am văzut cu toții cu ce mare fast s-au depus dosarele la primărie și la Consiliul Județean din partea partidelor mari. Cu mare alai, cărători de dosare, cărători de hârtii, care probabil sunt aceiași angajați din instituții statului și erau probabil și pontați pe ziua respectivă. Dar ei... Folosiți, vă rog, alt cuvânt. Da. Am înțeles. Deci... Și noi am ales să ne depunem singur dosarele în weekend, pentru că marea majoritate a celor de pe listă au un job, care un serviciu la care trebuie să fie prezenți. Nu pot să lipsească în timpul programului pentru a depune dosarele și pentru a face... Mă uitam pe lista dumneavoastră de candidați și de acum de curiozitate și citesc aici. Maria Apostol, manager transport. Ion Meraru, economist. Corneliu Bonta, și inginer, șef de formație. Laurențiu Crețu, antreprenor. Gabriel Pârțac, inginer constructor. Alin Buzdugan, manager de zonă, vânzări și servicii auto. Sar peste doamna Cristina... Așa. Mihai Cosma, evaluator ANEVAR, Lucian Ștefan Furnica, antreprenor, Vasile Coșofreț, fermier, Iulian Popa, antreprenor. Arată bine așa când citești ca ocupații. Și mă gândeam acum că toți oamenii ăștia muncesc și după ora 4, probabil 3, încep să meargă să facă și ei campanie după posibilitățile pe care le au. Exact. Deci nu avem oameni care... sunt prin instituțiile statului și care... Pentru că noi, oamenii trebuie să lucreze în slujba cetățenilor care sunt angajați acolo. Nu în slujba unui partid sau al altuia. Că tot vorbeam aici de listă și citeam numele acestea, în mod normal, un partid care reprezintă o asemenea listă trebuie să vină și să discute foarte mult și despre... Toată lumea vorbește că facem, că dregem, că vom face parcuri industriale, despre mediul ăsta de afacere atât de hulit de multă lume, dar care îi hrănește pe toți bugetarii. Da. Deci mediul ăsta de afaceri care hrănește pe toți bugetarii. Da, ce sunt mai, în afară este, de împrumuturile luate pe care tot noi le plătim ca să dea la bugetarii, aia, eu nu vorbesc de bugetarii care muncesc cu adevărat și care prestează niște servicii. Vorbesc de pleava aia numită politic. Uh-huh. Așa. Ei, haideți să vorbim din punctul de vedere al USR Plus despre mediul de afaceri. Ce le propuneți? Da. Ce propuneți pentru ei? Pentru că mie mi se pare extrem de important să audă și glasul lor. Da. Asta este o temă foarte apropiată de sufletul meu. De ce? Pentru că într-adevăr politicienii de acum nu par să înțeleagă cu adevărat că fără un sector privat sănătos și foarte bine dezvoltat, nu avem nicio șansă ca țară. Noi, ca și USR, chiar înainte de pandemie, ne-am gândit că va fi foarte greu pentru producătorii locali să se descurce pe perioada stării de urgență și probabil a ce va urma. Și atunci
am zis, domnule, cum putem noi să ajutăm oamenii ăștia care muncesc pe câmp în fiecare zi? Și am făcut un grup pe Facebook, se chema Piață Aprozar Piatra Neamț, care în 2 luni a ajuns să aibă 14.000 de membri. Senzațional! Da, eram chiar foarte încântați de faptul că lumea începea să vândă online și mulți cumpărători erau interesați să nu mai iasă din casă sau să nu se mai ducă până în piață. Și am fost foarte încântați, dar ghiciți ce s-a întâmplat. Am fost raportați pe Facebook și ni s-a închis grupul. 14.000 de oameni. Deci cei care au raportat nu s-au gândit o clipă că acei 14.000 de oameni vor fi afectați în vreun fel. Nu le-a păsat. Am făcut alt grup, bineînțeles. Raportat și el probabil, nu? Nu, deocamdată nu, pentru că nu s-au mai strâns, fiind după pandemie, nu s-au mai strâns așa de mult. Acum are în jur de 3.000 de oameni. După aia ne-am gândit, am făcut un grup, se cheamă Restart Economie Locală Neamț, în care să încurajăm pe toți cei care sunt din Neamț, au un punct de lucru sau sediu social în Neamț, în județul Neamț, să-și pună acolo oferta. Că sunt în comerț, că produc ceva, absolut, absolut. Avem și acolo 1400 de membri. Deci încurajăm pe cât putem sectorul privat. El este motorul mașinării ăstea care se numește România și economie. Și ne-am gândit odată la producătorii locali, spre exemplu, ar trebui să, la nivel județean, să se facă un site, să fie ceva mai profi decât un grup pe Facebook. Un site web, în care să aibă acces absolut toți producătorii, dar producători adevărați, deci producători, pentru că suntem în continuare în stare de alertă. Nu se știe ce va fi. Avem nevoie de economie locală, pentru că trebuie să îi încurajăm să poată produce în continuare și să ne furnizeze nouă produse de calitate. Eu vă provoc. Așa. Intrați pe site-ul Consiliului Județean și încercați să vă puneți în postura unui om de afaceri potent care vrea să investească în Neamț și ar vrea să facă un parteneriat sau măcar să afle ceva despre posibilitățile oferite de județ, mă rog, locații în care să existe niște utilități. Încercați să aflați lucrul acesta. Nu este nimic. Nici disponibilitate, forță de muncă. Deci nu există nimic. Nu există o colaborare reală, exact, între cei care conduc județul, între cei care produc în județul acesta, exact, deci vorbesc de oamenii, exact, din economie, și învățământ, deci cei care se ocupă de învățământ, care să spună așa, băi, peste 5 ani noi avem nevoie de, nu știu, zidari. Exact. Nu vorbesc aici de meserii mai sofisticate. Avem nevoie. Nu există această prognoză, nu există o bază de date, nu există o analiză făcută. Și atunci totul se face de la an la an și spune așa, anul ăsta am făcut 4 clase de învățământ dual. Ura! Îi întreb după 2 săptămâni, câți copii sunt la clasele alea? Păi nu s-au înscris. Știi ce le-ați făcut? Păi da, au venit ordin, uh-huh, să facem clase. Am tăiat 25% din clasele de la școli profesionale. De ce? Că așa a venit ordin. Da, pentru că nu a existat un dialog cu cei din mediul privat. Real, da. Care le-a spus, domnule, eu am fabrică de vopseluri. Am nevoie de 20 de angajați pe care eu ajut să... Și eu peste 5 ani, vreau să deschid, că eu aici când fac planul la o fabrică din asta, eu nu pot să fac fabrica asta așa într-un an. În 2 ani o construiesc, o fac. Peste 3 ani am nevoie de 200 de angajați acolo care trebuie să știe să facă asta, asta și asta.
Ați auzit pe undeva așa ceva? Domnul Florin, asta este marea provocare a unui președinte de Consiliu Județean. Da. Să aibă viziune, să nu se oprească numai între a face, nu știu, un drum, nu știu ce, că nu vreau să jignesc pe nimeni aici. Deci să gândim în perspectivă. O viziune, unde vedem județul ăsta peste 5 ani, peste 10 ani. Exact. Mai ales în perioada asta în care ne paște o criză economică destul de severă și trebuie să dezvoltăm ce avem noi pe plan local. Avem agricultură, trebuie ajutați oamenii ăștia să producă în continuare hrană pentru populație la prețuri decente și ajutați să producătorii să nu să acceseze lanțurile de supermarketuri, să fie trebuie și o legislație în sensul ăsta. Au fost ceva încercări, dar făcute așa la hei rup. Trebuie foarte multe lucruri, dar să nu uităm, Neamțul este ca marea majoritate a zonelor din România. Îmbătrânește. Aici trebuie politici coerente. La ce v-ați gândit pentru așa ceva? Dom'le, sunt oameni din ce în ce mai singuri. Oameni care nu mai au cine să-i ajute. V-ați gândit la așa ceva? Bineînțeles. Programul nostru de guvernare este un punct distinct. Grija pentru persoanele defavorizate, în special seniorii. Județul Neamț devine an de an un județ îmbătrânit din cauza depopulării masive, tineretul pleacă la muncă în străinătate, acasă rămân bunicii singuri care nu au niciun ajutor din partea nimănui. În cadrul fiecărei primării sunt destui angajați care ar putea fi înlocuiți cu două sau chiar trei posturi plătite de asistenți medicali, un medic special pentru a avea grijă de acești bătrâni și persoane vulnerabile. La fiecare primărie există câte o mașină. Dacă acești oameni ar merge din casă în casă în fiecare zi și i-ar ajuta pe acei oameni cu, eu știu, cu o tensiune, cu o rețetă, cu chiar și o consiliere psihologică. Da, ar face o diferență foarte mare față de ce este acum. Există un proiect pilot în comuna Tămășeni, inițiat de către un coleg de-al nostru, candidatul la primărie acolo, Octavian Pârțac, care a fost consilier local. Povestiți-ne un pic. Chiar e interesant dacă există acest proiect. Deci, nefiind la putere, să spunem, chiar din opoziție, consilierii de acolo au propus acest proiect, care deja a început să fie, a fost aprobat și derulat în acea comună. E foarte important când cineva dintr-o administrație locală realizează că acest lucru trebuie făcut și se poate face. Pentru că așa facem pe hârtie tot felul de DAS-uri, așa se cheamă, nu? Direcție de Asistență Socială, le facem pe hârtie, le angajăm mulți oameni și se fac tot felul de proiecte, dar la final constatăm că avem aceleași probleme, că oamenii, de fapt, nu fac parte din comunitatea aia care ar trebui să facă. Da. Nu am făcut decât să mai creăm niște funcții și care bine plătite, dar cetățeanul de rând să nu beneficieze cu adevărat de servicii de calitate din partea autorităților. Spuneți-mi un pic, toți cei care vin și stau în aceste scaune ne vorbesc despre șansa Neamțului privind turismul. Toată lumea vorbește despre turism, despre modul în care vom trăi atât de bine din turism încât nu va mai fi nevoie să facem nimic altceva. Ne vom trezi după masa la ora 4 și vom deschide fiecare cafeneaua noastră și vom aștepta clienți, vom bea și noi câte o cafea și dimineața închidem. Județul Neamț are un potențial fantastic de dezvoltare în sectorul turistic. Dar până ajunge acolo, trebuie un pic să avem grijă de parcările pe drumurile județene. Vine un turist în județul Neamț,
nu poate să oprească într-o parcare din cauza că acea, din cauza că acea parcare nu este amenajată. Nu există un coș de gunoi, nu există o bancă, nu există o... De multe ori nici nu există, da, pe zone întregi. Parcare. Da. Vine un turist în Piatra Neamț, vrea să viziteze Curtea Domnească, lifturile nu funcționează, nu? Ridicați mingea la film acolo. Da. Dar de ce ar trebui să funcționeze liftul? Dar nu vin Piatra Neamț să mergi cu liftul, nu? Da. Deci ce trebuie, corect, să mai funcționeze liftul? Nici scările rulante nu trebuie să funcționeze. Dar noastră n-ai venit să te duci în oraș de munte cu scara rulantă. Bine, de ce ai mai făcut-o? Este o altă întrebare. Dar nu mai contează, că răspunsul vine logic. Orice lucru care îl faci creează plus valoare. Că nu-i plus valoarea pentru cetățean, este altă poveste. Este o plus valoare undeva. Da. Da. Te rog să continui. Vă rog, doamna Cristina, să interveniți. Da. Și eu cred că turismul are șanse pe termen lung să fie o sursă foarte bună de venit pentru județ. Totuși trebuie să fim realiști, să vedem că trebuie să ne dezvoltăm și pe alte paliere, nu neapărat numai turismul. Adică noi permanent trebuie să avem o viziune și pe termen scurt. Dom'le, acum ce facem? Acum cum ne descurcăm? Că până dezvoltăm noi multe din obiective turistice, s-ar putea să stricăm pe altă parte. Și atunci cred că e important, spre exemplu, noi ne-am gândit și colegii noștri din rural s-au gândit să se asocieze ei mai multe filiale și să încerce, spre exemplu, să facă mini-parcuri industriale în care să poată folosi forța de muncă locală și noi ca partid avem foarte strânse legături cu diaspora. Noi avem filiale foarte puternice în diaspora și acolo avem semnale că sunt mulți din diaspora care ar vrea să vină acasă dacă ar avea ce munci aici. Și atunci... Sau chiar să investească aici. Să investească aici. Dar trebuie să avem în vedere și chestia asta. E prima dată când aud despre aceste lucruri, adică zone făcute în mediu chiar rural, da? O asociere de 4-5 comune. 4-5 comune și să creeze împreună un fel de platformă pe care să se poată dezvolta diferite firme. Exact. Da, cred că s-ar putea accesa și fonduri europene. Da, pentru așa ceva. Da. Deci, da. Din câte, acum încerc să gândesc, pentru că la nivel de comunități mai mari obții altfel fondurile. Da. Să nu uităm că avem agenția aici care ar trebui să fie un motor de dezvoltare. Interesantă ideea, mai ales dacă ai două comune mari, să spunem, luăm două comune, Săbăoani. De Săbăoani, spre exemplu, la Săbăoani, ei deja au stabilit și locul în care vor să-l pună. Pe E85. Am nimerit-o. Deci e numai bine. Păi e o comună, cea mai mare comună, cea mai numeroasă comună și ei se gândesc că, având și o poziție foarte bună acolo, hai să profităm. Trebuie să profităm de orice avantaj. E avantajos și pentru Piatra Neamț și pentru județ că avem multe obiective turistice. Dar să nu ne lăsăm numai pe turism. Trebuie să avem și să ne dezvoltăm și în alte direcții. Da. Asta este părerea mea de inginer. Adică eu zic că... Și părerea noastră ca și Alianță USR Plus. Da, pentru... ca Alianță, da. Bun, haideți să mai vedem și alte lucruri. Haideți să vorbim un pic și despre sănătate, mediu, pentru că de ce vorbim despre sănătate? Consiliul Județean are în subordine spitalul, cea mai mare unitate, spitalul mare și la Roman un spital, cel de psihiatrie. Prin poziția pe care o are, a participat și poate participa la, știu eu, ajutorarea spitalelor, chiar dacă sunt din orașe, că au ajutat și la Roman, în special la Târgu Neamț, au mai ajutat când s-a putut prin votul consilierilor, dar un spital județean este, cum să spun eu, inima unui sistem sanitar local. Da. Cum vă gândiți? Până ajunge să construim un nou spital, trebuie să avem grijă de cel care există. Și să-l aducem
în secolul 21 din punct de vedere al relației între cadre medicale și pacienți, în ceea ce privește serviciile oferite pacienților. Nu e normal ca în plină pandemie să apară în spațiu public marea surpriză despre meniul unui pacient, când lucrurile astea sunt arhicunoscute de toată lumea. Să fiți dumneavoastră sănătoși. Noi am scris acum vreo 4 ani, cred că am așa, și am prezentat cât era masa unui bolnav la spital, în timp ce vorbiți dumneavoastră, eu caut. Să vă spun, da, cât era atunci masa. Vă rog. Continuă. Toate aceste schimbări în bine al activității Spitalului Județean nu poate fi făcută decât cu o conducere profesionistă. Și nu într-un simulacru de concurs sau numită politic. Sunt manageri foarte buni. Dacă nu găsim în Piatra Neamț, putem căuta în țară sau de ce nu în străinătate. La salariile oferite unui manager de Spitalul Județean, ne putem permite să aducem un manager din străinătate care să vină cu un plan de rentabilizare a acestei unități și într-un termen de 3 luni sau de 6 luni în care să schimbe starea de fapt de acolo. Da, putem să facem treaba asta fără și probleme. Cred că trebuie schimbat un pic atitudinea, adică într-un spital cel mai important ar trebui să fie pacientul. La fel cum într-o școală cel mai important este elevul. La noi chestiile astea s-au cam s-au răsturnat. La noi, în spitale, sunt importanți șefii de secții, nu doctorii, nu asistentele, șefii de secții, iar în școli, inspectoratul, ce spune inspectoratul, deci cumva... E literă de lege. Da, literă, deci de... chestiile astea trebuie să se schimbe. Da, dar când intervine o problemă gravă, cum e acum, începutul anului școlar, ministerul spune, noi nu, inspectorul, nu, directorul de școală, dar nu directorul de școală, trebuie tu ca părinte să dai declarație sub propria răspundere că vezi, Doamne, copilul tău poate să vină la școală. Este noaptea minții. Da. Am găsit materialul care, unul din ele, care a fost publicat mai de mult, 2017, dacă nu mă înșel, și spune cam așa, 4,56 de lei pe zi, per pacient, masa la spital. Trei mese. Și dacă vreți, vă dau și un alt calcul. Pentru hrana a 560 de bolnavi, o medie de internare, într-o anumită, așa, se cheltuiesc într-o zi 2575 de lei. 2575 de lei. Cu câteva mii de lei, cu câteva sute de lei mai mult decât se cheltuiește pentru pasă. Deci asta era situația atunci. Și atunci, lucruri scrise, lucruri cunoscute, lucruri discutate. Credeți că s-a ridicat vreun consilier într-o ședință să spună, băi, un nebun, niște nebuni, au scris, uite, asta e masa. Ăla au mințit sigur că nu se poate să-i dai masă cu 4 lei și 56 de lei. Hai să verificăm, hai să cerem un punct de vedere. 4,56 de bani. Ăla au mințit. Haideți, domne, noi suntem Consiliul Județean. Haideți să-l dăm în judecată pe ăla, că a mințit, domne. Și a dezinformat opinia publică și a pus o pată peste activitatea noastră. Uh-huh. Asta denotă, faptul era cunoscut și acceptat de toți tacit, de către... Toți. Denotă altceva, nu vă supărați. Nu i-a interesat. Da, indiferență. Nu i-a interesat. I-a interesat doar că era o chestiune de imagine. Doamne. Vezi că ca imagine mai atinge un pic. Atât. Asta este diferența între ceea ce ar trebui să facă politicienii, și sper că e ceea ce propuneți și dumneavoastră, și ce fac
Adică, în loc să caute soluții, mie îmi explicau niște consilieri județeni de ce nu poate scădea prețul la apă și de ce trebuie să crească prețul la gunoi. Deci, în loc să caute soluții, să nu se întâmple lucrul ăsta, sau dacă se întâmplă, se întâmplă în niște cum să spun, limite rezonabile, ei deveneau avocații celor care cereau mărirea prețurilor fără niciun fel de... Sunt reprezentanții cetățenilor în Consiliul Local Județene și trebuie să apere interesele cetățenilor, nu a firmelor care prestează servicii pentru cetățeni. Da. Sunt și oameni care încearcă să pună întrebări încuietoare, ca să spun așa. La una răspund eu, un domn Teodorescu, care întreabă, numai în anumite emisiuni, în altele nu întreabă, multe vorbe frumoase, dar unde sunt faptele? Parcă recunosc eu sloganul vorbe și fapte aici. Faptele noi le-am... Răspund eu pentru dumneavoastră. Faptele sunt la cei care sunt la butoane. Și cele bune, și cele rele. Deocamdată USR-ul încearcă acum să acceadă spre poziții în Consiliul Local, Consiliul Județean, etc. Iar membrii USR au demonstrat înainte de a intra în politică, prin activitățile care au desfășurat în activitățile profesionale, competență, seriozitate și implicare. Nu am nimeni din cei de pe lista de Consiliul Județean nu are afaceri cu statul, nu a activat în am înțeles. La buget. Uitați, o întrebare iarăși. Domnule Bărănescu, am și eu o întrebare pentru domnul Zaharia pe care doresc să o adresați. Ce vreau să-l întrebați e dacă nu are încredere în proiectul USR și dacă are dubii legate de el. Adresez această întrebare. N-aveți încredere în proiectul USR? Dacă nu aveam încredere, nu eram aici, astăzi. Deci eu fac această... Pun și această întrebare. Da. Toți candidații vorbesc despre importanța turismului pentru Piatra Neamț și Județul Neamț, însă niciunul nu a prezentat proiecte clare în dezvoltarea turismului. Dați voie să vă spun, stimate domn, apreciez întrebarea dumneavoastră, dar au fost mulți candidați, cel puțin doi, îi știu eu clar, care au prezentat proiecte de dezvoltare turistică. Toate aceste proiecte vor fi detaliate în campania electorală. Turistică, legat de turism și dezvoltare economică pe lângă turism. Cel puțin... Știu eu câțiva. Dar aici discutăm cu USR Plus și dânsii au spus care este poziția dânșilor. Da, pe finalul emisiunii o să vă rog, pentru că mai avem două minuțele, să transmiteți un mesaj de încredere în proiectul USR Plus. Nu cum spune domnul că dacă aveți sau nu încredere. Încredere avem. Prin cei... Doamna. Să începem cu doamna, că trebuie să-ți președinte la final. Eu vreau să îi rog pe toți cei care ne urmăresc sau cei care ne vor urmări sau cei care au auzit de noi sau cei care vor o schimbare de mentalitate în politică să ne asculte, să încerce să ne cunoască și să aibă încredere că acolo unde vom ajunge, în consiliile locale și în consiliile județene, vom fi de bună credință și vom pune în primul rând interesul comunității. Doamna Zaharia? Deci, Alianța USR Plus se prezintă în alegeri în 60 de UAT-uri, cu 50 de candidați la primărie. Semnalele sunt foarte bune. Vom avea cel puțin un municipiu în care vom avea primar la Alianța USR Plus. Cel puțin unul. Cel puțin unul. Din două. Din două. Da? Cel puțin un oraș și 7 sau 8 comune care le vom câștiga prin reprezentanții noștri. Vom crea majorități în foarte multe comune și reprezentanții noștri chiar vor pune în aplicare ceea ce au promis în campania electorală și vom schimba fața comunității în următorii 4 ani, urmând ca încrederea cetățenilor în această formațiune politică să crească, iar în
pas cu pas, în 4 ani, să ne prezentăm mult mai bine în alegeri, în toate comunitățile și în toate localitățile. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, vă doresc succes și dumneavoastră. Mulțumesc. Și sper să ne mai întâlnim, să apucăm să discutăm proiecte, să le luăm, să le disecăm aici pentru cei care ne urmăresc și pentru alegători. O zi frumoasă dumneavoastră, o zi frumoasă tuturor și să ne vedem sănătoși, că până la urmă sănătatea este mai importantă decât orice. Cele bune! Mulțumim! Mulțumim.